Rugbiștii suceveni s-au întors din cantonamentul în care au fost plecați timp de o săptămână, de la Mălini. Antrenorul echipei, Marius Colțuneac, a precizat că sportivii au efectuat câte 3 antrenamente pe zi. Astfel, ei s-au pregătit pentru meciurile ce vor urma, primul fiind cu CS Tomisarii Constanța. Antrenorul echipei de rugby sucevene a declarat că în cantonament jucătorii s-au conformat cerințelor lui și s-au pregătit intens. Totodată acesta a mai spus că în pofida echipei tinere pe care o are, speră ca aceasta să crească cât mai repede și să obțină rezultate bune. Jucătorii tineri am încercat să integrăm cât mai repede, cu toate că sunt conștient că nu putem de pe zi pe alta să integrăm jucători într-o perioadă așa scurtă, dar încet, încet, sperăm de la meci la meci să crească și să ne ajute mai mult. Avem prima etapă la Tomitani, pe data de 11. Trebuia să jucăm pe data de 17. Am făcut o adresă și am căzut de comun acord cu Tomitani să jucăm duminică. După cum bine știți, la noi mulți jucători merg la muncă și nu era foarte greu să ne prezentăm cu o echipă competitivă la Tomitani. Așa că le mulțumesc că au acceptat. Chiar dacă Tomitani pleacă cu prima șansă, dacă luăm individual jucători, au jucători cu componențe care au venit la CSM București, jucători cu experiență, individual au prima șansă, dar noi prin dăruire sperăm să facem o surpriză și numai la Tomitani și la celelalte jocuri. Mai mult, Marius Colțuneac a adăugat că un cantonament serios nu a mai avut loc din anul 2010, iar acesta de la Mălin a fost posibil cu ajutorul sponsorilor. Vreau să mulțumesc primăriei Suceava, Consiliului Local, că ne ajută, ne sprijină și fără ei nu am fi putut să începem nici acest retur sau să ne prezentăm în campionat. Cantonamentul L-am realizat cu ajutorul sponsorilor. Pe de altfel le mulțumim că sunt alături de noi, asociației prietenilor rugby-ului din Bucovina, domnului Alin Crețu, domnului Puiu și nouă, în ultimul rând, celor sponsori care s-au alăturat și sper cât mai mult să vină alături de acest sport minunat și mai ales pentru jucătorii ăștia care fac sacrificii mari și vor să ducă echipa asta cât mai sus. Rugbiștii suceveni au salutat ideea cantonamentului și au precizat că meciul ce va urma cu Tomisarii Constanța este unul destul de greu. Cantonamentul a fost unul foarte bun, atât pentru mine cât și pentru restul echipei, deși a fost greu, dat fiind faptul că am făcut mai mult fizic, dar este bine. Echipa, per total, sper să ne calificăm în primele 4, ca să ne putem bate din nou la o medalie. Chiar dacă majoritatea jucătorilor sunt tineri, cu vârste cuprinse între 19 și 23 de ani. Sperăm să formăm un grup cât mai unit, cât mai compact. Pregătirea fizică, zic, a fost punctul forte și asta ne va ajuta la Tomitani. Fiind mai puțin pe grămadă, nu știu, vom trage mai mult pentru colegii care nu pot veni în deplasare. Cantonamentul s-a bazat pe pregătire fizică, ceea ce este foarte bine pentru că în trecut știm că echipa murea fizic la un moment dat în meciuri și probabil de asta a pierdut și unele meciuri. Mergem la Tomitani cu gândul să facem un joc bun. Nu știu dacă rezultatul va fi pozitiv pentru noi sau pentru ei, dar vrem să creștem. Marius Colțuneac a încheiat spunând că se află în discuții cu câțiva jucători de la Iași care să întregească echipa suceveană.